Un soldat din armata ucraineană a murit în sudul Ucrainei, în a treia zi a invaziei rusești. Niciun membru al familiei lui nu a fost prezent la înmormântarea sa. Dimitri Kotenko, soldat în armata ucraineană, a murit în sudul Ucrainei în a treia zi a invaziei rusești. Niciun membru al familiei lui Kotenko nu a fost prezent la înmormântarea sa. Părinții lui, care se numără printre oamenii pe care Putin a pretins că îi salvează de sub jugul asupririi ucrainene, sunt în estul țării și nu vor putea să depună nicio floare la mormântul fiului lor. Părinții lui Kotenko nu au auzit focurile de armă care au fost trase deasupra mormântului său, nu au auzit nici panglica legată de crucea sa de lemn și nici lopata de pământ aruncată peste sicriul în care se găsește corpul său neînsuflețit. Cel mai probabil, părinții lui Kotenko nici nu știau că fiul lor era înmormântat în cimitirul din Lviv. A murit pe 26 februarie, a treia zi a invaziei ruse, lângă orașul Kherson din sudul țării. Era prima sa operațiune militară, avea doar 21 de ani. La două zile după ce a murit, părinții lui au primit un apel de la prietenul din copilărie a lui Kotenko, un artilerist care le-a spus știrea tragică.